Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 56 din 366. În fiecare zi anului 2024 vă prezint câte un pachet de cărți de joc, iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Pentru astăzi am ales să vă prezint pachetul Madison X Schneider Casino Remedies. Am crezut că o să mă încurc de menit și din prima. Comentariul câștigător care va decide unde ajunge acest pachet astăzi este de la Alex Cirimpei 7639, pe coloana 7, rândul 14. Dar înainte de a așeza pachetul pe zid, haideți să ne uităm un pic la pachet. Înainte să încep, vreau să vedeți aici o dungă. S-a format datorită curburii unei fese. L-am pus la spate la blugi și am stat un pic strâmb și asta este. Bun, avem pachetul, pe spate avem designul cărților de joc, avem aici sus un sticker cu Madison și un X și un S, Madison Schneider, o pană și un trandafir, sub cutie Casino Finish, pana dintre margini manufactured by the United States Playing Cards Company, made in USA, MXS Casino și cam atâta. Haideți să ne uităm la cărți. Că aici este partea importantă. Cutia este destul de simplă, la fel și cărțile. Au un pattern, au acest albastru foarte, foarte drăguț și foarte important, pachetul este marcat. Nu aș vrea să vă dezvălui marcajul de pe spatele cărților de joc. Consider că ar trebui să fie cunoscut doar de către cei care își iau pachetul acesta. Adică puteți să vă uitați pe spatele acesta care pare un pattern și să vă dați seama ce card de joc este aici. Haideți să vorbim puțin despre spatele cărților de joc. Contul acesta alb, un pic mai măricel. Un pattern format din pană și trandafir. Exact cum am văzut și pe fața cutiei, doar că sunt culorile inversate. Acest cu albastru și fundal alb. Iar aici este fundal albastru și iconițele sunt albe. Deja pe margine le simt că sunt tăiate ciudat. Dar îmi plac cum se simt atunci când merg cu degetul. Haideți să vedem întâi un evantai. Adică excelent și se văd foarte drăguț. Mi-a fi plăcut poate culoarea să fie un pic mai închisă. Este doar o alegere personală. Să vedem și pe față. Avem primul as, asul de neagră. Cu negru pe colțul și asul în centru să fie cu albastru. Time is money. MX Casino, un as foarte simpluț. Și restul cărților de joc, pipurile mai înalte față de cele standard și cred că și indexii sunt mai mari și parcă sunt aduși așa un pic mai spre margine. Iar aici se vede foarte mișto albastru cu negru, foarte mișto. Avem dama, au fețele modificate, avem și popa de romb. Merge bine acest albastru cu acest vișiniu, dama care ține un pahar de vin sau prosecco roșu, avem juvetele de romb și acum avem cărțile de romb, este acel vișiniu pe care l-avem și pe Bicycle Guardian și pe toate cărțile care sunt un pic mai grungy, mai vișinii așa, popa de treflă, foarte, foarte frumos albastru. Parcă merge mai bine când le pun așa una lângă alta. Avem juvetele și mergem mai departe, vin trefle. Nu vă mai arăt trefele că mi se par destul de simple și similare cu celelalte de la standard. Avem popa de inimă roșie, dama de inimă roșie, pe care aici o înghețată. Avem și un juvete care are un trabuc în mână. Ce obraj mare are așa, nu știu, mi se pare că e mare obrazul ăsta. E simțit. Bun, și cărțile roșii până la asul de limă roșie și avem o dublură, o popă de romb, așa arată popa de romb, ba nu, e diferită. Avem o dublură, dar arată diferit. Tare. Bun, o să scot o carte extra, o scot pe aceasta. Să vedem pe față cum arată la evantai. Foarte drăguț, se mișcă foarte bine pachetul, l-am prins eu un pic prost, de a se vede aici așa. Să-l vedem și la evantele cu o mână. Alunecă bine, să știți. L-am prins bine cu stânga și mi-a ieșit foarte bine evantaiul pentru cât știu eu să-l fac. La fel, merg excelent. Evantaiul dublu merge foarte bine. Mi se pare că nu scapă cărțile. Se vede mișto, o grămadă de trandafiri și de pene.
Avem cărțile moi, controlabile, merg foarte bine la springuri. Hai să vedem cum merg și la un dribble. Excelent. Până aici, singura chestie care face, după cum am menționat, este spatele cărților de joc. L-aș fi văzut un pic mai întunecat, poate, acest albastru, dar în schimb îmi place cum se vede pe față. La cardistri văd că deja se comportă foarte bine și pe colțuri. Da, se comportă foarte bine. Ok, hai că acum sunt atent cum arată pe spate atunci când fac cardistri. Dar chiar se mișcă foarte bine, îmi place. O să dau nota 7 pentru cum arată pe spate. Să vedem cum sare și cartea. Ui, da ceva spin, îi mai dau o dată. Că încerc să-l țin mai pe loc, acum nu i-a dat prea bine. Și acum i-a dat bine. Îmi plac cum se mișcă, mai dau o dată. Ok, se mișcă bine la asta. Apropo, cred că de la Daniel Madison am învățat mișcarea asta cu săritura. Mamă, ce bine am sărit acum. Foarte, foarte mișto. Cărțile le recomand pentru trucuri în primul rând, mai ales că sunt și marcate. Haideți că mi s-a terminat bateria la cameră și a trebuit să o încarc un pic. Am zis că vă arăt un pic și un mic demo cu marcajul de la acest pachet. O să-l amestec o dată, ca să nu credeți că iau o carte pe care o aleg, ci pur și simplu iau una la întâmplare. N-aș putea să știu ce carte este aici, doar că dacă mă uit un pic la pachet, am impresia că este un as de treflă. Și așa funcționează marcajul, este extrem de invizibil marcajul de pe acest pachet. Un mecanism prin care poți să identifici dacă pachetul este marcat este să ții pachetul așa, să mergi cu el carte cu carte, să vezi dacă există o animație aici. Aș putea să vă arăt și pe acest pachet lucrul acesta și pe cameră, dar să vedeți că nu se observă foarte închinat, adică dacă cineva stă și dă mai repede, nu își va da seama din chestia asta. Este foarte, foarte bine ascuns marcajul și este foarte mișto făcut. Nota 10 pentru marcaj. Am mai văzut pachete marcate, dar acesta este printre cea mai mișto. Le trecem înapoi în cutie. Iar acum mergem pe coloana 7, rândul 14. 14 înseamnă pe felia aceasta. Iar coloana 7 este aceasta. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet, abonează-te la canal ca să nu pierzi niciun episod. Eu te salut și să ai o seară de colecție. Pa, pa!